Salama și bună dimineața din Toamasina, Madagascar. Am aflat de ce are două denumiri acest oraș. E foarte simplu. Toamasina este în limba malgașă, iar Tomatave este în franceză. Așa că o să spunem în continuare Toamasina. Astăzi o să luăm la pas acest oraș. Am două probleme pe ordinea de zi. Unu, vreau să caut o frizerie, să mă tund. Aici, fiind un oraș foarte mare, ar trebui să găsesc o frizerie. Până acum n-am găsit, că vreau să mă tund de multă vreme. Și a doua, trebuie să merg să văd cum reușesc să ajung în insula Sainte Marie, unde vreau să plec de aici. Trebuie să mă duc să văd companiile de ferii care pleacă de aici înspre insulă. Din câte am înțeles, nu pleacă de aici, ci la vreo 100 de kilometri de aici este ceva ferii care trece pe insulă, iar până acolo se merge cu ceva taxi brus. Altă variantă nu am, așa că mă voi duce să mă intereseze exact cum să ajung acolo pe acea insulă. Cam asta vreau să fac astăzi. Bineînțeles, vom lua la pas orașul Toamasina. De data asta am plecat în direcția cealaltă față de unde am plecat aseară să mă plimb. O să mă duc până prin port, mijlocul de transport cel mai popular aici. Acea bicicletă cu care am venit și eu ieri. O să mă duc până în port să beau o cafea. O să intru aici până la Club Nautic, să văd dacă voi găsi acolo cafea. Dacă nu, mă voi duce de-a lungul falezei, pentru că am văzut că e o faleză aici, înspre centrul orașului. Acolo în centrul orașului am văzut pe hartă că sunt companiile de ferii, au birouri. Să mă duc să îmi fac o rezervare. Dar prima dată, hai să vedem aici la Club Nautic dacă putem să bem o cafeluță. Dacă nu, bem aici în stradă, că am văzut deja. Credeam că pot să ajung pe aici la ocean, dar pe aici n-am acces. O să caut altă ieșire și aici cred că e cam închis prea dimineață. Sau nu? Ba, uite că văd pe cineva. Hai să vedem dacă au cafea la ora asta. 6 lei cafeaua aici, dar cel puțin e lavața și espresso. N-am mai băut un espresso de multă vreme. O să beau cafeaua, după aia facem o plimbare, să vedem cum ajungem, să vedem cum arată oceanul aici. N-am reușit să ies înspre ocean pe acolo, așa că mergem spre faleză. Aici, în dreapta, se întinde o faleză de-a lungul oceanului. Cel puțin așa am văzut din bicicletă ieri când am venit. Aici lumea cară pe cap coșuri cu fructe, cu bicicletele alea se cară orice, oameni sau chiar pești. Din bicicleta lui ăsta văd că atârnă un pește. Aici se vinde pește. Pește mare. Bonjour. Ce pește e? Pește? Meru. Meru. Am mai văzut tipul ăla de pește prin mai multe locuri prin lume. Să vedem după masă dacă o să am chef să gătesc sau mă voi duce pe la un restaurant din ăsta local. O să vedem. Cred că pe aici ajung la ocean. Hai să vedem cum arată plaja de aici. Deja dau peste nuci de cocos. Clar mă opresc aici să bag una. Cel puțin. Hai să vedem cum e. Nuca de cocos de
Madagascar, că n-am băut până acum. O să beau multe de aici, că e 2 lei. 2 lei bucata. Cam ăsta e prețul corect, de fapt. Thank you. Mai mult de 2 lei nu faci un lucru. Nu m-a lăsat să beau fără bani. Extraordinar de bună. Da, beau multe aici, beau multe. Cam ăsta e prețul corect, între 1 leu și 2 lei prin locurile astea, unde e plin de nuci de cocos. În rest, în zonele megaturistice, prețurile sunt mult exagerate, dar prețul de bază, prețul corect, ăsta e. Aici, în fața mea, e portul din Toamasina. Da, m-am interesat. Între timp, este cel mai mare port din Madagascar. De asta și orașul Toamasina s-a dezvoltat mai bine ca alte orașe din cauza comerțului care se desfășoară aici. De aici pornesc mărfuri spre lumea largă ca vanilie, fructe și ce se mai produce pe aici. Am înțeles inclusiv aur și diamante. Și pe aici vin mărfuri din lumea largă înspre Madagascar. A, nu pot să trec pe aici. Nu pot să trec pe aici că e o mlaștină. Trebuie să mai mă duc un pic încolo. De asta orașul ăsta s-a dezvoltat mai bine ca alte orașe mult mai sărace. Trebuie să mă duc să ocolez mlaștina asta. Plin de terase și terăsuțe văd că aici pe plaja asta. Pe aici cred că pot să trec. Gunoaie specifice Africii. Cam peste tot în Africa e la fel. Mizeria și gunoaiele sunt peste tot. Inclusiv în Rwanda, unde se spune că e cea mai curată țară din Africa. Într-adevăr, pe drumurile principale e mai curat, dar dacă te abați un picuț, tot așa e și acolo ca și pe aici. Hai să vedem plaja. Cât vezi cu ochii, numai terase. Probabil e o plajă populară. Aici, lângă port. Ei bine, și plaja e la fel, tipic africană, plajă de oraș, murdară, plină de gunoaie. N-aș prea face baie aici. Da, din nou, nu e prima plajă de genul ăsta pe care o văd. La fel au fost și plajele din alte orașe africane, la mare sau la ocean, în care am ajuns. Hai să vedem roțile astea în care se dă lumea și care, după câte îmi dau eu seama, sunt acționate manual. Hai să vedem. Da, așa e. Au doar doi clienți și sunt niște băieți care urcă acolo pe pe schelele alea și învârt roata. Foarte tare. Oamenii se descurcă. Se descurcă cum pot. Trenuleț, probabil tot împins de oameni. Restaurante, baruri. Acum am băut nucă de cocos, da. Aș încerca și o berică locală aici pe plajă. Din ce am văzut eu, doar un tip de bere se bea aici. THB aia. Care cred că vine de la Three Horse Beer. Berea trei cai. Trei cai frumoși.
Poate vin și eu când mă ia foamea să mănânc aici. Mie îmi place să mănânc în genul ăsta de restaurante. N-am avut niciodată niciun fel de problemă și credeți-mă că am mâncat prin lumea asta, prin locuri de genul ăsta o grămadă. Și mâncărurile și gusturile care mi le amintesc eu sunt de aici, nu sunt de la 5 stele. Foarte puține locuri, cred că le număr pe degetele de la o mână, dar am prea multe degete la mână ca să număr locurile unde am avut ocazia să mănânc la 5 stele și am mâncat de multe ori la 5 stele și să rămână în minte un gust sau ceva. Așa scurt îmi amintesc când am fost la Ferrari în Maranello. Într-o seară îmi amintesc că am mers la un restaurant și am mâncat ceva, friptură de mistreț. Ei bine, aia mi-a rămas de la 5 stele. După aia de prin Croația iar mi-a rămas când am fost cu iahtul. Am mâncat undeva la un restaurant tot de 5 stele. Ăla mi-a rămas. În rest, și în România la Casa Timiș. Și mâncarea de acolo a fost excelentă. Dar în general nu mi-amintesc mâncăruri de pe la restaurantele scumpe. În schimb, de astea, dughene din astea, îmi amintesc o grămadă de prin toată lumea. Aici e bulevardul principal din Toamasina. Mi l-a arătat și ieri băiatul cu tuc-tucul când am venit cu bicicleta, mă rog. Hai să ne plimbăm de-a lungul bulevardului. Poate găsim o frizerie. Aș vrea să mă tund. Și bulevardul ăsta dă în centru, cam în zona aia unde m-a lăsat Boschet Taxi. Și pe acolo sunt și agențiile de bilete de ferie. Principalul mijloc de transport, tot bicicleta asta rămâne. Cei mai mulți cu așa ceva circulă. Și vreau să vă spun despre nivelul de siguranță din Madagascar, că acum am deja o săptămână. It's ok. M-a recunoscut de la Cotis. Vreau să vă spun de siguranță de aici din Madagascar, că am acum un pic de experiență. Din punctul meu de vedere este peste alte țări africane. Adică m-am simțit în mare siguranță pe aici. Hai să vedem cum trecem strada. Adică mai sigur ca prin Kenya sau Tanzania, în Dar es Salaam, de exemplu, sunt zone unde nu m-am simțit în siguranță. De Nairobi, nu mai zic. Mombasa, la fel. Cam nivelul de siguranță din Zambia, zic eu, unde e foarte sigur. Deci și aici e foarte sigur. Acum, într-adevăr, nu știu noaptea cum e, pentru că noaptea eu nu circul. Asta e o regulă de-a mea. Și ăsta e și unul dintre motivele pentru care n-am avut probleme. Hello! Da, pot să spun că Madagascarul e o țară sigură. Probabil aici e primăria orașului. Atsinanana se cheamă regiunea asta și Toamasina este capitala. Capitala regiunii Atsinanana. Piața centrală a orașului. În față văd că scrie Hotel de Ville. E un hotel, dar pe hartă îmi dă că ar fi gara. Din nou o gară unde nu ajunge trenul. Pentru că trenul care pornește din Moramanga ajunge doar până în Bricaville.
Mai departe, din ce îmi spunea, oamenii nu merge. Probabil aici un întreprinzător și-a transformat, a transformat gara într-un hotel. Mai bine decât să stea degeaba. Toată lumea cu bicicla. Cred că nu e ușor să pedalezi toată ziua. De asta i-am și dat mai mult ieri la băiat. Nu e ușor. Încă n-am găsit nicio frizerie. Dar probabil aici, în zona centrală, ar trebui să găsesc. Acum, știți care e părerea mea? Cred că e mai bine cu biciclete din astea decât cu tuk-tukuri. E mult mai puțină poluare în oraș. Dacă ar fi toate astea tuk-tukuri motorizate, ar fi ca în Vietnam, în orașele mari, sau prin Asia sau India, unde e un smog de de-abia respir. Din cauza milioanelor de tuk-tukuri și scutere. Aici cele mai multe sunt biciclete din astea. Silențioase, nu poluează, economice. Aici cred că e o școală. Sigur e o școală. Acum au ieșit copiii. Am nimerit direct în gloată. N-am ce face acum decât să mă duc cu gloata. Gloata de copii. S-au umplut străzile. Foarte mult tineret aici. De aici începe nebunia totală. Că ajung în centrul orașului, în centru aglomerat al orașului, milioane de microbuze care pleacă peste tot, care de care mai încărcate cu mărfuri. Aici m-a lăsat și pe mine automicrobuzul când am ajuns. Aici în față undeva e compania de ferii. Hai să vedem cât costă transferul până în insulă și sper să fie în ziua în care vreau eu. Deja am văzut o reclamă aici sus. Transfer. Tamatave Sante Marie. Bonjour. Bonjour. No, no, no. O grămadă deja mă acostează. It's okay, thank you. Okay, go to Tana today. No, no, Tana. No, Tana, go to Sante Marie. Sante Marie, yeah. Sante Marie, just to you. I know, I know, I know. It's okay, thank you. Just to you. Oamenii sunt bine, bine, bine intenționați. Vor să mă ajute. Yeah, yeah, I know, I know. I was very on Google. Merci. Oamenii sunt bine intenționați, da, Ana? Așteaptă și ei un leu să mă ducă de mână până acolo. Biciclete, grămadă. Yeah, 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 it's okay. Gata, e rezolvată. O singură problemă. Știu că transporturile pe aici se mișcă greu, așa că va trebui să plec la 3 dimineața. La 3 dimineața e plecarea de aici, o să merg cu un taxi bus până
100 de kilometri, cum am citit pe net, și de acolo cu o barcă până pe insulă. 90 de lei m-a costat transferul ăsta. Problema e că plec la 3 dimineața, o să fiu iară cheaun. Dar asta e. Cel puțin ajung în insula în care îmi doresc. E bine. Na, că una am rezolvat-o. Mai trebuie să găsesc să mă tund undeva. Numai încă n-am găsit o frizerie. Dar mai ne plimbăm pe aici, prin centru. E imposibil să nu se tundă oamenii ăștia undeva, nu? Am văzut ambuteiaj de mașini, ambuteiaj de scutere, de tuk-tukuri, dar de biciclete până acum n-am mai văzut. Hai că deja văd mici meseriași pe aici, poate găsești și un frizer. Bijutier. A, uite, coafor. Da, parcă nu prea m-aș tunde pe aici. Eu care n-am niciun fel de problemă cu asta. Da, până la urmă, cred că altă variantă nu am. Ce are până la urmă dacă mă tund aici? Ia, ia. De ce să nu mă tund aici, nu? I-am zis ce știu eu de la frizerul meu, de la Freddy, de la Deva, care mă tunde într-un minut. Să mă facă pe laterale cu 1 și sus cu 2. Așa am reținut eu. Tuns, frezat, aranjat. Am vrut să mă tundă mai scurt și sus, dar nu m-am înțeles cu el. E bine, e bine și așa, până ajung la Freddy, la Deva, să mă tundă de Crăciun. Mi-a cerut 5.000 de arici, adică 5 lei, i-am lăsat 20. Continuăm plimbarea prin centrul orașului, să observăm viața locală de aici. Acum nu pot să nu vă întreb, am o întrebare. Câți dintre voi v-ați fi tuns acolo? Chiar sunt curios să răspundeți în comentarii. Da sau nu? Un pic prin piața de fructe, licii foarte multe, ăsta e sezonul. Sursup, cred că o să-mi iau un sursup, dacă găsesc unul copt. Aș bea un suc de crestie, da? Nu este? Cam micuță piața, poate nu e aici piața principală. Asta e, dacă nu-i suc de trestie, găsi birt. Mă băgai la birt, la o bere. La un 3 cai frumos. Sunt atace bun. Nu e cine știe ce bere, dar merge pe căldură și pe sete. Se pare că până am stat eu să beau berica, se schimba vremea. Cred că vine o ploaie, așa că mă îndrept spre casă. Mă îndrept spre casă, pe jos din nou. Dacă văd că începe să vină ploaia, o să iau un tuk-tuk, că bicicletă degeaba iau, că tot la fel de repede mă duc și eu pe jos. Au, au pinioanele. Hai să vedem, poate iau un sursup de aici, dacă găsesc unul copt. Am luat un sursup din ăsta, care poate fi mâncat astăzi, că e moale. Alealalte tari trebuie să stea câteva zile până când pot fi mâncate. Nu știu dacă am chef de gătit astăzi. Deocamdată n-am. O să văd după masă, poate ies la un restaurant să... Aoleu, ce bine arată tilapia ăștia! Deja mă ia pofta de gătit.
dar nu prea am condiții bune acolo, nu prea am oale și vase. Am văzut o simplă tigăiuță și cam atât. Cred că mă abțin de la gătit de data asta și o să ies diseară să mănânc undeva la un restaurant. Mă rog, când mă va lua foamea, deocamdată nu mai mi-e foame. Am mâncat foarte bine de dimineață, brânzeturi și ce mi-am cumpărat ieri. Am ajuns acasă, doar a picurat un pic, n-a fost ploaie mare, dar încă sunt șanse să vină. Astăzi pofta de supă de pui am vins, așa că mi-am luat pui, mi-am luat niște morcov, niște ardei, o să fac o supă de pui. A fost foarte bună supa de pui, câteodată mă ia dorul de gustul de acasă. Acest vlog îl închei aici, vouă vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal, mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog, de aici din Toamasina, Madagascar, eu vă spun la revedere!